Doamne ajută, bine v-am regăsit, dragi telespectatori și telespectatoare, la emisiunea Adâncimea Cuvântului. Acum, în anul 2020, prima noastră emisiune din acest an, cumva așa s-au potrivit lucrurile încât să ne întâlnim chiar în legătură cu Ziua Culturii Naționale, cu ziua lui Mihai Eminescu. Și ca atare, subiectul nostru de astăzi va fi în legătură cu acest eveniment al culturii naționale și cu această uriașă personalitate, mai ales că sunt voci care consideră că nu cu Mihai Eminescu și alți câțiva, dar să ne referim doar la protagonistul întâlnirii noastre de astăzi, nu poți intra, nu poți face casă bună cu Europa, cu spiritul european și global. E adevărat, e vorba de poezia Doină și de alte versuri eminescine, dar în special poezia Doină este băgată în față pentru xenofobia, naționalismul și anti-europenismul, toate acestea cu ghilimele, fără îndoială, eminescian. Întâi de toate, la mulți ani, bine v-am regăsit, să aveți un an nou cu bucurii, cu plin de spiritualitate, de realizări, de împliniri și pe plan material și pe plan sufletesc. Și în primul rând să fiți fericiți dumneavoastră înșivă, pentru că atunci toate celelalte din jurul dumneavoastră se vor întoarce zâmbitoare spre dumneavoastră. Dacă în dumneavoastră nu este această lumină, această bucurie, această esență a vieții, a lui a trăi, toate celelalte, chiar bune fiind, nu au o față strălucitoare pentru viața dumneavoastră. Așadar, revenind la tema emisiunii noastre, Ziua Culturii Naționale, Mihai Eminescu, prototipul românesc al culturii, ca să spunem așa, aș vrea să plecăm de la contingența aceasta în care ne aflăm acum, anume începutul de an. E adevărat, sărbătorile de iarnă, mai laic vorbind, sărbătorile de iarnă, ca să nu le numim nașterea Domnului sau botezul Domnului sau tăierea împrejurii Domnului sau Sfântul Ștefan sau, știu eu, Sfântul Ioan, le numim sărbătorile de iarnă. E mai trendy un pic să le numim așa. Însă nu neapărat și foarte, foarte corect. Ca și în cazul Crăciunului. Zice, mai ușor Crăciun și Crăciun fericit decât nașterea Domnului să vă fie de folos. Mă rog, este un anumit aspect, o anumită rezistență pe care unii dintre noi o avem vis-a-vis de aceste expresii, dar nu acesta este subiectul nostru pentru astăzi. Vă spuneam că, să zicem, da, sărbătorile de iarnă au trecut, însă noi suntem în reverberația lor, în consecința lor și cumva, chiar dacă ele s-au terminat, noi trăim încă în duhul lor. Cel puțin eu încă simt bucuria și duhul de sărbătoare al momentelor petrecute la sfârșitul anului trecut și începutul anului acesta. Și cred că mulți dintre noi, chiar dacă am început munca, serviciu, dinamica aceasta obișnuită a vieții, n-am ieșit din aceste cercuri concentrice, existențiale, pe care le-a creat acest bagaj, acest depozit spiritual de sărbători din care tocmai am ieșit. Este, dacă vreți, cumva ceea ce spunea și părintele Teofil Părăian, nu ești creștin, nu ești ortodox dacă ești creștin ortodox numai duminica, când mergi la biserică. Sau dacă mergi numai de Paști, numai de Crăciun. Trebuie să fii creștin ortodox tot timpul. În fiecare zi, în gând, în vorbă, în faptă, în atitudine față de ceilalți.
Nu suntem creștini. Circula la un moment dat o vorbă pe Facebook, așa, sub formă de glumă, însă mi se pare interesant așa ca mesaj. Zice, gata, au trecut sărbătorile, haide să nu ne mai prefacem că suntem buni. Să nu fie așa. Să fim buni nu pentru că vine nașterea Domnului sau pentru că vin Paștile sau pentru că vine nu știu ce sărbătoare. Să fim buni pentru că suntem buni tot timpul. Nu doar atunci. Cum nu poți să fii tată doar când concepi copilul sau mamă doar când îl naști și după aceea îl lași în plata Domnului. Deci statutul de mamă, de tată, de creștin ortodox, mai putem da și alte exemple, sunt statute permanente ale noastre în viață. Așadar, chiar dacă au trecut aceste sărbători, duhul lor, spiritualitatea lor creștin-ortodoxă este în noi, în atitudinea noastră și să dea Dumnezeu să nu ne părăsească această atitudine și acest simțământ al spiritualității. Vedeți, cumva vorbind de aceste lucruri ne apropiem de Eminescu încet încet. La ce poezie vă gândiți dumneavoastră acum? Probabil că mulți dintre dumneavoastră vă gândiți la aceleași versuri la care mă gândesc și eu. Și pe care mulți dintre oameni le știu pe din afară. Vedeți că asta e calitatea versului eminescian. E ușor de reținut pe din afară pentru că e în duhul, în spiritul, în profunzimea de semnificație a spiritualității românești ancestrale. Eminescu n-a scris așa, hai să mă apuc să scriu, nu s-a trezit deștept peste noapte, ci a ucenicit la izvoade, a ucenicit la manuscrise, la cărți vechi bisericești, a buchisit acolo pe la Gafton, pe la Mănăstirea Neamțului, cu preoții de acolo, în primul rând cu preotul satului a început buchiseala asta pe cărțile de cult. Deci un om care s-a preocupat de folclor, de profunzimile, de permanențele acestui neam și ca atare în momentul în care a scris poezia, a scris o poezie cu cuvintele acestui neam și cu semnificația, cu rezonanța lor de adâncime, ancestrală, cum vă spuneam. De aceea zic, ar fi un motiv pentru care noi reținem foarte ușor versurile eminesciene. Și acum revenind la poezia la care zic că ne-am gândit cu toții și care se potrivește foarte mult cu perioada aceasta în care ne găsim acum. Nu? La steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că-și mii de ani i-a trebuit luminii să ne ajungă. Poate de mult s-a stins în drum, în depărtări albastre, lumina ei abia acum luci vederii noastre. Icoana stelei ce-a murit încet pe cer se suie, era pe când nu s-a zărit, azi o vedem și nu e. Așa e și cu sărbătorile de iarnă, azi le vedem și nu mai sunt. Sau erau pe când nu s-au zărit din cauza, să zicem, ghiftuielii și a petrecerilor, azi le vedem sau ne gândim la ele și nu mai sunt. Însă, așa cum spuneam, reverberația lor, extensiunea lor în sufletele noastre, în viața noastră, a rămas și să dea Dumnezeu să rămână permanent, chiar dacă ele au trecut. Din câte mi-aduc aminte, sper să nu greșesc foarte tare, până ajunge lumina de la soare la pământ, trec vreo câteva minute. Am impresia că vreo 8, sper să nu greșesc. Deci nu imediat cum pleacă influxul luminos din soare, ajunge în aceeași clipă pe pământ. Și pleacă influxul luminos și după câteva minute eu, ca om, pot simți raza soarelui. Așadar, era pe când nu s-a zărit, că influxul a plecat, dar eu încă nu am simțit, acum o simt și nu e, că poate acel influx, acel impuls inițial din T0, să zicem așa, mai științific vorbind, s-a încheiat. Deci iată că lucrurile se încheie cumva și nu se încheie sau ni se pare nouă că se termină, dar de fapt nu se termină pentru că ele continuă după anumite legi pe care le-au teoretizat și le-au explicat mai bine fizicienii în perspectivă, în principal prin intermediul fizicii cuantice. Și așa cum zice un fizician, Petre Osicianu, a intuit Eminescu esența fizicii cuantice și a teoriei relativității
cu aproape o jumătate de veac înainte ca această teorie să își spună cuvântul prin Einstein și prin ceilalți fizicieni. Așadar, iată profunzimea, adâncimea gândirii eminesciene. Dragi telespectatori și dragi telespectatoare, iată acum, în această perioadă, ne-am gândit, poate, de sărbători la trecerea dintre ani în speță, de revelion, cum se numește în genere, ne-am gândit la ce înseamnă viața, ne-am gândit la ce înseamnă lumea aceasta, nu la cum trece timpul, ci, cum se spune în popor, la cum trecem noi, că nu timpul trece, ci trecem noi. Și pentru fiecare a fost un moment de bilanț anul 2019, la fel cum începutul anului acesta este un moment de proiect, de gând la viitor. Dar inevitabil ne gândim și la faptul că pantareii, că toate curg, că lucrurile sunt într-o flexibilitate, într-o dinamică și care pleacă dintr-un început și ajung la un sfârșit. Doamne ferește să fim atei, să nu avem un sens al vieții, să nu credem în Dumnezeu și în viața veșnică, pentru că într-adevăr atunci avem un început și apoi avem un sfârșit. Iar conceptul acesta de a avea un sfârșit este extrem de dureros pentru ființa umană. Gândiți-vă câte fac oamenii prin știință, ce vor să, prin genetică, manipulează știința, își creează tot felul de resurse alternative, buncăre, să se protejeze împotriva cataclismelor, sfârșitului lumii, se gândesc să-și construiască pe lună, chiar la o capsulă extrem de individuală în care să aibă resurse pentru zeci, sute de ani acolo, la clonări. Toate acestea sunt expresii, dacă vreți, scurt spus, grosomodo spus, ale tendinței omului de a-i fi frică ce se întâmplă cu el, va veni sfârșitul. De aia zic să nu ne fie frică de sfârșit, pentru că noi avem un început, dar nu mai avem sfârșit. Pentru că și dumneavoastră și eu suntem chipul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu-și bate joc de chipul lui din noi. Nu noi creștinii ortodoxi, nu noi românii, ci și budiștii, și musulmanii, și orientalii, și asiaticii, și toți oamenii sunt după chipul lui Dumnezeu. Deci oamenii nu mai au sfârșit, au un început, dar sunt destinați vieții celei veșnice. Și atunci toate se mai îndulcesc, nici bucurile din această lume nu mai sunt atât de mari, nici suferințele atât de mari, pentru că știm că suntem veșnici și că suntem importanți pentru Dumnezeu. Iată încă un gând posibil să-l fi avut acum cu prilejul acestor sărbători care, spuneam, s-au încheiat, dar nu s-au terminat în semnificația lor pentru noi. Și cu asta m-aș întoarce iarăși la modul de gândire eminescian, la subiectul nostru. Zice așa, se bate miezul nopții în clopotul de aramă, iar somnul vameș vieții nu vrea să-mi ieie vamă. Pe căi bătute adesea vrea mintea să mă poarte, să asamăn între oaltă viață și cu moarte. Ci cum până-am gândirii și azi nu se mai schimbă, căci între-am în două stă neclintita limbă. Iată, e o poezie scrisă la maturitate de Eminescu după 80, o poezie extrem de profundă de meditație. Într-adevăr, și noi am făcut la slujba dintre ani, cum se numește în biserică, în noaptea aceea de Revelion, am făcut slujbă în biserică și, într-adevăr, limba clopotului de aramă a despărțit cei doi ani. Dar pentru Eminescu, limba clopotului desparte viața de moarte. Deci, pe căi bătute adesea vrea mintea să mă poarte, să asamăn între olaltă viață și cu moarte. Să le asamăn, să le confund.
cam aceasta este o concepție, să zicem așa, mai materialistă, mai ateistă, mai fără un sens etern al existenței omenești. Că totul se sfârșește, are un început și un sfârșit. Și atunci ce este viața aceasta? Un drum spre moarte. Am impresia că Heidegger avea această expresie Sein zum Tode, adică a fi spre moarte. Dar tot el a spus apoi și Sein zum Leben, adică a fi spre viață. Deci, iată, noi nu suntem existențe destinate morții, ci suntem existențe, suntem persoane, nu indivizi, nu exponenții ai speciei ca o furnică dintr-un mușuroi, apropo de o altă expresie celebră eminesciană, ci suntem ființe după chipul lui Dumnezeu și destinate eternității. Deci, iată, în viața noastră nu este un drum spre moarte, ci un drum spre viață. Și chiar dacă murim și moartea este un drum spre viață, spre viața veșnică, pentru că moartea este, de fapt, o poartă, este un nou început. La fel cum sfârșitul de an este, practic, un nou, coincide cu începutul anului nou. Așadar, iată, el, Eminescu, evită să meargă pe căile bătute de oameni, de majoritatea oamenilor care trăiesc numai pentru pântece, pentru pământ, pentru avere, pentru ambiție, că murim și apoi ce se întâmplă cu noi. Și merge dincolo, în lumea veșniciei, ce pe căi adesea vrea mintea să mă poarte, să asamăn într-o altă viață și cu moarte. Și apoi încheie, cumpăna-mi gândirii, nici azi nu se mai schimbă, căci între amândouă stă neclintita limbă. A clopotului care, iată, se bate la miezul nopții și separă viața de moarte de semnificația ei adevărată și autentică vieții și semnificația adevărată și autentică morții. Așadar, moartea nu are o importanță mai mare în viața noastră decât viața, pentru că nu este un sfârșit, ci este o poartă, este un prag de trecere în care ne îngustăm cumva, dacă vreți, ne dematerializăm, însă nu ne aneantizăm, nu dispărem. Și acesta este bucuria și semnificația pe care toate aceste sărbători de la sfârșitul anului trecut și începutul anului acestuia ne-o transmit nouă. Să avem nădejde, să avem speranță, să avem curaj, să avem bucuria de a trăi în continuare. Aș vrea acum, dragi telespectatori și telespectatoare, să mergem mai adânc în ceea ce înseamnă poezia lui Eminescu și să vă citez, ca să nu mă încurc, nu de alta, să vă citez un paragraf din scrisoarea întâi, un paragraf din care reiese profunzimea gândirii eminesciene, creștinismului autentic, profund și mai presus de toate, românitatea lui Eminescu. De aceea el este atât de important pentru noi românii, să nu uităm cine suntem. Iată ce spune el. Pe când luna strălucește peste atomurilor bracuri, într-o clipă îl poartă gândul îndărăt cu mii de veacuri. La început, pe când ființă nu era nici neființă, pe când totul era lipsă de viață și voință, când nu s-ascundea nimica, deși tot era ascuns, când pătruns de sine însuși, odihnea cel nepătruns. Fu prăpastie, genune, funoian adânc de apă, n-a fost lume pricepută, și nici minte s-o priceapă. Vedeți, la începutul lumii, cum ar zice unui Big Bang-ul, T0, timpul 0, momentul originar, căci era un întuneric ca o mare fără o rază, dar nici de văzut nu fuse și nici ochi care s-o vază. Nu era o muncă creat. Umbra celor nefăcute nu începuse a se desface și în sine împăcată stăpânea eterna pace. Dar deodată un punct se mișcă, cel din tâi și singur, iată-l, cum din caos face mumă, iar el devine tatăl. Punctul acela în mișcare, mult mai slab ca boaba spumii, e stăpânul fără margini peste marginile lumii.
De atunci negura eternă se desface în fâșii, de atunci răsare lumea, lună, soare și stihii, de atunci și până astăzi colonii de lumi pierdute vin din sure văi de caos pe cărări necunoscute și în roiuri luminoase, izvorând din infinit, sunt atrase în viață de un dor nemărginit. Iată cuvântul dor, un cuvânt esențial al spiritualității românești. Deci, iată, cine este? Dumnezeu. Punctul acela în mișcare. Dar deodată un punct se mișcă cel dintâi și singur, iată-l. Deci cel dintâi, Dumnezeu, și singur. Dacă există Dumnezeu, atunci e necesar să fie singur. Dacă este atotputernic și este stăpânul întregii lumi. Și ce Eminescu? Că deodată un punct se mișcă cel dintâi și singur, iată-l, un punct. Cum din caos face mumă, iar el devine tatăl. Deci cine e punctul acela în mișcare? Tatăl. Păi e imposibil să nu te, citind aceste versuri din scrisoarea întâi, să nu te gândești la rugăciunea Tatăl nostru. Deci iată cum îl numește Eminescu pe Dumnezeu, punctul acela în mișcare, Tatăl. Numai că Eminescu a fost om școlit pe la Viena și pe la Berlin. Și l-a interesat foarte mult și științele exacte și fizica. Nu degeaba aici Petre Osicianu, fizicianul, că Eminescu a anticipat cu aproape o jumătate de veac teoria lui Einstein, a relativității. Deci el acolo, școlit fiind, aborda problemele și din punct de vedere fizic. Al fizicii, al științei fizice. Pentru că ce înseamnă un punct, punctul acela în mișcare? Este, cum zic fizicienii, este un punct cu volum zero și cu masă ce tinde spre infinit. Deci cumva, cum poate mai bine știința fizicii să spună Dumnezeu cu termenii științifici? Deci cu volum minim și cu masă ce tinde spre infinit. Deci iată ce se ascunde în câtă fizică, nu câtă știință se ascunde în acest vers eminescian, dar deodată un punct se mișcă, cel dintâi și singur, iată-l, cum din caos face mumă, iar el devine tatăl. Numai că, vedeți, el completează această știință a fizicii cu credința lui creștin, ortodoxă și românească. E adevărat că au încercat exegezi, filologi să vorbească și de Bhagavad Gita, de inspirația orientală a lui Eminescu, fără îndoială a cunoscut filozofia și literatura orientală, însă a spune că Eminescu a scris aceste cuvinte doar inspirat de Bhagavad Gita, fără să ții cont de felul în care el a crescut și s-a născut având mătuși, nu surori ale mamei lui Raluca Jurașcu, care au fost în mănăstire pe la Agafton. Iată și alte și alte contexte de care v-am spus, în care a avut contact cu spiritualitatea creștină românească. Deci e greu de spus că Eminescu s-a inspirat când a scris versurile sale numai din Bhagavad Gita. S-o fi inspirat și de acolo, din literatura orientală. Însă a fi exclusiviști la capitolul acesta înseamnă obtuzitate, înseamnă că e comandat sau nu este comandat de cineva să gândim într-un anumit fel pentru a uita oarece, dragi telespectatori și telespectatoare. Pentru a uita cine suntem. Lucrul acesta l-a făcut Eminescu, iată, la un nivel deosebit. Ne-a adus aminte cine suntem. Fizica lui Eminescu, știința lui și profunzimea lui nu s-a terminat aici. De exemplu, aș vrea să iau un fragment. De unde ziceți dumneavoastră că iau un fragment acum în care iarăși Eminescu face fizică cuantică? De unde credeți dumneavoastră? Din Titanicul poeziei românești, din Luceafărul. Ia uitați. Porni Luceafărul. Da? A pornit. Se ducea Luceafărul unde și la cine se ducea? Să vorbească cu cineva, cu tatăl, să-i dea murirea ca să poată fi, nu, cu Cătălina. Care între timp se asociase, nu făcuse un SRL sentimental cu Cătălin, să spunem așa. Dar nu asta interesează acum. Ce? Porni Luceafărul, creștea în cer a lui aripe
și căi de mii de ani treceau în tot atâtea clipe. Un cer de stele de desubt, deasupra ai cer de stele, părea un fulger neîntrerupt, rătăcitor prin ele. Și din a caosului văi, jur împrejur de sine, vedea ca în ziua cea de-ntâi cum izvorau lumine. Cum izvorându-l în conjor, ca niște măr de anotul, el zboară gând purtat de dor, pând piere totul, totul. Căci unde ajunge nu-i hotar, nici ochi spre a cunoaște și vremea încearcă în zadar din goluri a se naște. Nu e nimic și totuși e o sete care îl soarbe, e un adânc asemene uitării celei oarbe. Și iată cum vorbește el când a ajuns în clipa cea din tâi, în T0, cum zic fizicienii. De greul negrei vecnicii, părinte mă dezleagă și lăudat pe veci să fii pe-a lumii scară întreagă. O cerem, Doamne, orice preț, dar dă-mi o altă soarte, că Tu izvor ești de vieți și dătător de moarte. Reia-mi al nemuririi nimbi și focul din privire și pentru toate dă-mi în schimb o oră de iubire. Așadar, cum îi zice lui Dumnezeu? Din greul negrei vecnicii, părinte mă dezleagă și lăudat pe veci să fii pe-a lumii scară întreagă. Deci e rugăciune de cerere, de laudă și de mulțumire a lui Dumnezeu. E duh liturgic ortodox aici. Părinte mă dezleagă din greul negrei vecnicii. Părinte, unde zici părinte? Tată. Cuvinte pe care le folosește Eminescu, unde le-a învățat, dacă nu în biserică și la Agafton. Și iată, ar fi mai multe de spus aici, însă mă opresc. Vedeți, Luceafărul avea întâi aripe, după aceea părea un fulger și apoi a devenit un gând purtat de dor. Extrem de important. Deci avea o formă cât de cât perceptibilă, aripă, devine fulger, iar o formă perceptibilă, mai puțin perceptibilă, dar totuși perceptibilă, și apoi gând purtat de dor. Ce că cel mai repede circulă gândul. Dar când e și dor în gând, atunci viteza este incalculabilă. Și asta este pe lângă dragoste și simțământ românesc, este fizică, nu cuantică, cât se poate de pură. Feynman, un fizician, vorbește de paradoxul fraților Peter and Paul. Petru și Pavel, da? Na, Feynman zicea Peter și Paul. Și spune că Peter a rămas pe pământ, iar Paul a zburat cu o navă în cosmos cu viteze extraordinar de mari. Și când s-au reîntâlnit, Paul era mai tânăr decât Peter. Vedeți, circulația cu viteză te întinerește. Asta caută cumva, să zicem, și filmele science fiction, de fapt, care au la bază niște descoperiri sau niște proiecte științifice și pe care le anticipează cumva prin filme ca să obișnuiască mentalitatea noastră cu anumite gânduri și cu anumite, să zic, concepte și cu anumite robotizare din prezent și din viitor. Însă, ca idee, omul este preocupat de infinit. Așadar, iată cât de profundă și de fizică și fizicalistă și științifică, dar și credincioasă este poezia eminesciană. Și pentru că timpul este foarte, foarte scurt, nu putem vorbi despre Eminescu într-o jumătate de ceas, aș vrea să închei cu două poeme care arată desăvârșit, fără să le explic, arată desăvârșit credința lui Eminescu. Acum, din 6 ianuarie, am devenit tătic pentru a treia oară. Mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumesc soției mele, familiei mele, copiilor mei, părinților. Am devenit tătic și când se trezește noaptea Luca, Ioan, bineînțeles că și Ioan de bobotează fiind născut, când se trezește, îi spun așa: răsai asupra mea lumină lină, cam visul meu ceresc de odinioară, o maică sfântă pururea fecioară, în noaptea gândurilor mele vină. Speranța mea tu n-o lăsa să moară, deși a fost adânc noian de vină, privirea ta de milă caldă plină, îndurătoare asupra mea coboară. Străin de toți, pierdut în suferința adânca nimicniciei mele, eu nu mai cred nimic și n-am tărie.
dăm tinerețea mea, redăm credința și reapari din cerul tău de stele ca să te ador acum pe veci, Marie. Și știți că Luca Ioan se oprește din plâns și se uită la mine. Puterea versului eminescian, care liniștește puritatea, liniștește liniștea însăși a unui copil nou născut, a unui prunc. Apoi când îi zic iarăși din rugăciune, Crăiasa legându-te, îngenunchiem rugându-te, înalță-ne, ne mântuie din valul ce ne bântuie, fi scut de întărire și zi de mântuire, privirea-ți adorată asupra-ne coboară o maică prea curată și pururea fecioară, Marie. Noi cei ce din mila Sfântului umbră facem pământului, rugăm-ne îndurărilor, luceafărului mărilor, ascultă noastră plângeri, regină peste îngeri, din neguri te arată lumină dulce, clară, o maică prea curată și pururea fecioară, Marie. Vă spun sincer, copilul se liniștește și pentru mine este un argument personal lucrul acesta al profunzimii, al valorii, al cadenței și muzicalității poeziei lui Eminescu. La mulți ani, încă o dată, de anul nou, la mulți ani de ziua culturii naționale, la mulți ani de ziua lui Eminescu, fiți binecuvântați. Mânați la adânc. Cine are minte, să ia aminte. Mulțumesc!